Săptămâna debutează cu o altă petrecere la Matinal și Populari. De această dată o facem lată, aniversându-l pe tânărul solist Marius Baldovin, care își va sărbători ziua de naștere alături de prietenii cei mai apropiați. Astăzi, la ziua de naștere a lui Marius Baldovin, platoul matinalilor vuiește de muzică și voie bună. Invitată de onoare este îndrăgita artistă Saveta Bogdan. Să înceapă petrecerea! Mie în viață mi-a plăcut să cânt și să joc, că de când eu m-am născut am avut noroc. Ce frumos am spus-o pe această bună dimineață, în această dimineață. Bună dimineața, oameni buni, bună dimineața, oameni dragi. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, dragii noștri prieteni, pentru că sunteți prietenii noștri. Este luni de dimineață, începem împreună o săptămână frumoasă. Păi noi vă spunem deja că o să fie frumoasă, dacă o să o petreceți alături de noi. Categoric, draga mea, Lavinia, bună dimineața, oameni buni. Așa cum v-am obișnuit, suntem în maratonul petrecerilor, în maratonul aniversărilor, dragi prieteni, drept pentru care și în această dimineață avem o aniversare. Nu vă povestim prea multe despre această aniversare, pentru că, înainte de toate, trebuie să vă mulțumim pentru audiențele record pe care le-am avut și vineri, draga mea, Lavinia. Așa este, dragul meu, Mihalis, cu siguranță și astăzi vom avea o audiență record. Noi vă invităm să stați alături de noi până la orele 12, pentru că v-am pregătit o ediție de luni extraordinară. Începem săptămâna împreună cu cântec și voie bună. Bă, ce frumoasă rima ai făcut! Draga mea, Lavinia, ce ai făcut tu în weekend? Vineri am petrecut ziua femeii, ne-am distrat. Am petrecut și ziua femeii, am petrecut și de ziua bărbatului și am reușit să răcesc un picuț. De ce ai răcit tu, draga mea, Lavinia? Of, am răcit de ce pentru dai că... tu mie răceala luni de dimineață? Dar nu că, că aia, și eu sunt pomfăit. Aia e cu virus. A mea este din cauza că n-am fost cu minte. Dar ce ai făcut? Am umblat dezbrăcată. Poftim? Da. Unde? Treaba mea. Am înțeles că ai fost la băi. La băi, da. M-am dus să mă tratez. Te-ai tratat la băi. Bravo, draga mea. În curând o să mergem doar la băi, dragi telespectatori. Băi termale. Dragul, cu ape termale. Cu ape termale. Dragul meu, Mihalis, te invit data viitoare să mergi cu mine. De ce vrei să răcești eu? Este extraordinar. Da, să răcim împreună. Dar unde ai fost la băi? Nu pot să spun, este secret. A, de ce? Nu vrei să meargă toată lumea? Da, nu vreau să meargă toată lumea, pentru că ce-ar mai fi fost să fie nici acolo oameni să mă fotografieze? Eu știu un costum de baie, nu vreau Mihalis să apară așa în fața da, oamenilor. Da, nu ai putea cum să poți tu. Eu pot să apar în costum de baie pentru că am un fizic de invidiat. Dragi telespectatori, după cum bine vedeți, noi suntem bine dispuși. Unii au fost la băi, eu vreau să le mulțumesc. Da, tu unde ai fost? La Londra. Și ai salutat pe toți românii din partea noastră. Toți românii, dragi telespectatori, dragi români, mă bucur foarte tare că în Anglia, în Londra, nu se mai vorbește engleză. Pe oriunde mergeți, se vorbește limba română. Dragi români, să fiți binecuvântați, felicitări pentru că munciți cu drag și spor și... vă așteptăm acasă, știu, am aflat de la voi că vă este dor de casă. Le mulțumesc doamnelor de la hotel, doamnelor tuturor de la hotel, care erau românce și care au fost mai mult decât drăguțe și orice problemă am fi avut, dânsele ne-ar fi rezolvat-o. Vă mulțumim tare
mult. V-am promis că vă salut. Astăzi vă salut și vă așteptăm acasă cu drag. Ne-au spus că ne urmăresc de la Londra. Sunt convinsă de lucrul acesta pentru că noi avem cel mai iubit matinal. Vă mulțumim tuturor din suflet și să știți că suntem mândri de românii noștri plecați în străinătate pentru că ei muncesc și fac lucruri minunate acolo și suntem mândri de ei. Suntem mândri de ei, dar suntem mândri și de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru audiențele pe care ni le faceți și astăzi vom avea o aniversare, draga mea. Cine își aniversează ziua de naștere la noi, la Matinal și Popular? Aflăm după o scurtă pauză de publicitate. Revenim, stați alături Revenim. De noi! Revenim! Săptămâna debutează cu o altă petrecere la Matinal și Populari. De această dată o facem lată, aniversându-l pe tânărul solist Marius Baldovin, care își va sărbători ziua de naștere alături de prietenii cei mai apropiați. Astăzi, la ziua de naștere a lui Marius Baldovin, platoul matinalilor vuiește de muzică și voie bună. Invitată de onoare este îndrăgita artistă Saveta Bogdan. Să înceapă petrecerea! Mie în viață mi-a plăcut să cânt și să joc, că de când eu m-am născut am avut noroc. Revenim, dragii noștri, suntem la Matinal și Populari. Emisiunea dumneavoastră preferată. Vă mulțumim că în fiecare dimineață petreceți alături de noi. Așa cum v-am promis, o ținem într-o petrecere. Suntem în maratonul petrecerilor, maratonul aniversărilor în această dimineață, pentru că își aniversează în platou la noi ziua de naștere un prieten al postului Etno TV. Așa este, dragul meu. Mihalis, uite, le putem lansa tuturor interpreților de muzică populară și nu numai provocarea de a-și sărbători zilele de naștere, zilele... Aniversare. Orice zi. Poate și zilele lor de căsătorie, de exemplu. Uite, de pe 20 mai, să zicem așa, presupunem că ar aniversa 3 ani de la căsătorie. Da, draga putem mea. Să facem treaba asta? Păi cum, nu putem? Noi suntem aici la Matinal și Populari în maratonul petrecerilor. Dacă nu aniversăm noi orice, atunci cine? Dar să nu mai ținem pe telespectatori pe jar, pentru că intră sărbătoritul nostru împreună cu prietenii lui. Să-i spunem bună dimineața și la mulți ani lui Marius Baldovin! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei! Mulțumesc mult pentru urări! Vreau să vă mulțumesc pentru invitația voastră, pentru că aici am ales să fac aniversarea și totodată mi-am ales prietenii pe care am venit în această dimineață la emisiunea Matinal și Populari. Eu zic să-i și prezentăm, Marius, pentru că sunt prietenii tăi. Sunt prietenii mei de ani buni și colaboratori, pentru că sunt și eu producător de emisiuni de folclor, da? Și cântăreț de muzică populară. Lorena Andrei. Da? Bună dimineața, Lorena! Bună dimineața, bine v-am găsit! Daniela la mulți ani, Marius, mă bucur să-ți fiu alături. Îți mulțumesc mult, Lorena. Mai Daniela Șpaiu.
Da, bună dimineața, da. Mulțumesc de invitație, la mulți ani și tot ce-ți dorești. Robert de la Rovinari. Da. Bună dimineața, Robert. Cu trupa Group Music, da, și Loredana Ionescu Butică. Bună dimineața, bine ai Daria venit. Daria Terteci. Dimineața și la mulți ani, domnul Marius. Mulțumesc mult. Ionel de la Cetate, cel mai cunoscut saxofonist din Mehedinți. Bună, da? Bună dimineața, vă spun tuturor. Și Ionuț Budică. Da? Și domnul Marius, da, mulți ani. Ionuț Budică. Bună dimineața, sunt prietenii mei. Bună dimineața. În această seară, în această dimineață, scuzați-mă, sunt foarte obosit pentru că am venit. Seară, dimineață, matinal și populari, da. Aici au loc petrecerile, oameni buni. Am venit dimineață de la club și sunt foarte obosit. Dar bună seara se potrivește pentru reluare, pentru că noi, da, dragi telespectatori, deci nu am suntem greșit. Și în reluare de la orele 23. Deci Mihai, n-am greșit, că am zis bună seara. Nu? Bună seara. Eu zic să înceapă petrecerea. Păi hai să continuăm petrecerea. Nu, este ziua, da, ta. Da. Pentru că tu ești sărbătorit, îți dăm ție prioritate, tu deschizi petrecerea noastră din această zi frumoasă, luni de dimineața, la mulți ani, dragul nostru Marius Baldovin. Vă mulțumesc din toată inima. Și bineînțeles scena-ți aparține. Că scena, okay, îți aparține pentru toți telespectatorii noștri de acasă și pentru toți prietenii tăi dragi. Marius. La Marius Baldovin, la 28 de ani. Veselie, muzica! Mi-a plăcut să cânt și să joc, că de când eu m-am născut am avut noroc. Mie în viață mi-a plăcut să cânt și să joc, că de când eu m-am născut am avut noroc. Că așa-i frumoasă viața, să vrei să petreci, că vremea nu te așteaptă și că mâine pleci. Că așa-i frumoasă viața, să vrei să petreci, că vremea nu te așteaptă și că mâine pleci. Chefuiesc să mă înveselesc, că viața e tare scurtă și vreau să o trăiesc. Dau mereu și chefuiesc să mă înveselesc, că viața e tare scurtă și vreau să o trăiesc. Că așa-i frumoasă viața, să vei să petreci, că vremea nu te așteaptă și că mâine pleci. Că așa-i frumoasă viața, să vei să petreci, că vremea nu te așteaptă și că mâine pleci. O să-mi pară rău de vremea care a trecut și o să-mi fie greu. De-aia când voi fi bătrân, o să-mi pară rău de vremea care a trecut și o să-mi fie greu. Că așa-i frumoasă viața, să vei să petreci, că vremea nu te așteaptă și că mâine pleci. Că așa-i frumoasă viața, să vei să petreci, că vremea nu te așteaptă și că mâine pleci. Mi-a plăcut să cânt și să joc, că de când eu m-am născut am avut noroc. De-aia când voi fi bătrân, o să-mi pară rău de vremea care a trecut și o să-mi fie greu. Că așa-i frumoasă viața, să vrei să petreci, că vremea nu te așteaptă și că mâine pleci. Că așa-i frumoasă viața, să vrei să petreci, că vremea nu te așteaptă și că mâine pleci. Bravo, 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 dragul nostru Marius. Ne-a plăcut. Viața este frumoasă, trebuie trăită. Așa și trebuie trăită și ne place să petrecem. Și văd că la petrecerea de ziua ta au mai venit trei invitați. Eu zic să-i prezentăm și pe ei. Tatăl meu, Florian Biolan, așa cum îi spun eu, tatăl meu, Dorin Ioan Bumbu. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru... Binecunoscutul interpret de muzică populară, Alexandru Moise, că a mai participat la voi la emisiune. Alexandru este prietenul nostru, da, bun, și ne bucurăm că a revenit la Matinal și Populari. Bună dimineața, Alex! Bună dimineața, vă spun și eu la mulți ani atât doamnelor, domnișoarele, cât și nouă domnilor, da?
La mulți ani a trecut. A trecut, dar tot mai petrecem aici la ziua bunului meu prieten, Marius Baldovin, să ne trăiești, să fii sănătos. Foarte mult, Alexandru, că să faci lucruri frumoase în continuare, așa cum numai tu știi să le faci. Și pot emisiuni confirma, frumoase de folclor, așa cum știi tu. Și emisiuni, mulțumesc. Pentru că noi plecăm de aici la altă televiziune, unde emisiune, el da. Prezintă și cu mine. Nu ne interesează altă televiziune, ne interesează ceea ce facem noi aici. Popular. Atât. Atât ne interesează. Spun și eu bună dimineața tuturor telespectatorilor. Să petrecem în continuare cu cântec, joc și voie bună. Și vreau să mai fac o urare cu permisiunea voastră. Să-i urăm cu toții la mulți ani bunului nostru prieten, Georgel Nucă. La mulți ani, Georgel! La mulți ani, Georgele! Și noi vrem să-i facem o surpriză mai târziu, dar acum, pentru ne-ai că ai spus tu, ne-ai luat-o înainte. La mulți ani, Georgel, dar surpriza vine și pentru tine. Stai liniștit că te rezolvăm. La mulți ani, dragul nostru, Georgel, să fii sănătos, să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești tu în viață, tot ce e mai frumos și să te bucuri de toți prietenii tăi, de familia ta frumoasă și, bineînțeles, și de noi. Te așteptăm ori de câte ori îți dorești și ți este dor de matinal. Îți e dor să te trezești. Noi punem rămășa că ție ți-e dor de noi în fiecare zi. Și, oricum, și te așteptăm aici la Matinal și Populari, pentru că noi știm cât de bine te simți tu în această familie frumoasă. Și oricum vrem să punem rămășac pe folclor diseară de la orele 20-30, așa că, dragi telespectatori, cu siguranță o să ai multe surprize, domnul Georgel Nucă, în această zi aniversară ție. La mulți ani, dragul nostru prieten, la mulți ani, dragul nostru coleg. Mai avem un prieten pe care nu l-am salutat și nu i-am spus bună dimineața. Bună dimineața. Vă zic și eu. Îmi pare bine că sunt aici alături de noi astăzi de domnul Marius Baldovin. Pentru mine este o mare onoare să vin la TV. E prima mea apariție la TV. Oh, păi n-au premierele, dragi telespectatori, loc la Matinal și Populari. În premieră l-avem pe prietenul nostru în această dimineață. Mai avem prieteni, Marius? Ce mai vină interpreta de muzică populară Saveta Bogdan. Prietena noastră, doamna Saveta. Și Elena Teodorescu, dar... Dar încet, sunt la machiaj. Exact. Sunt surprizele de ziua ta. Da. Bun. Eu zic să-l punem la cântat pe Florian Biolan. Ia să îl invităm frumos la scenă, pentru că petrecerea de ziua ta trebuie să continue. Dragi telespectatori, dăm start din nou maratonului petrecerilor, să meargă muzica! Satul meu iubit, pe unde am coborât.
casa părintească, cu mușcate la fereastră, of, of. Să-i văd pe părinții mei, că i-am lăsat singurei, mă. Să vin la tine-n prag, măi.
așa plecai. Thank you.
Ce-am patimit știu doar eu, să rostuiesc copilășii, pierdură floarea obrajii, ca să-mi fac un rost al meu. Ce-am patimit știu doar eu, să rostuiesc copilășii, pierdură floarea obrajii, viață mă cur timpuriu. Plânge sau e bucuroasă, o viață nu mi-ar ajunge, să știu sufletul ce-l strânge și inima ce-o apasă. Plânge sau e bucuroasă, viața mă cur timpuriu, niciodată nu-i târziu, să te trăiesc cum aș vrea, cum îmi cere inima. Destul dacă într-o zi vei
vrea să mângâi inima, mă. Mamă, să știi că-mi doresc pe tine să te cunosc, mă. Dacă într-o zi vei vrea să mângâi inima, mă. Mamă, să știi că-mi doresc pe tine să te cunosc, mă. Și dacă într-o zi vei vrea să mângâi inima, mă. Mamă, să știi că-mi doresc să te cunosc, măi. Bravo! Bravo! Foarte frumoasă melodia, Marius. Ce aparține, pentru că eu am trăit într-o casă de copii, dar am răzbit în viață. Am avut o copilărie foarte grea. Și uite așa, Dumnezeu m-a înzestrat cu talentul muzical și am urmat facultăți. Și uite așa am devenit interpret de muzică populară, prezentator TV de emisiuni de folclor și uite așa am început să colaborez cu peste 150 de artiști din România și mă bucur că fac parte din folclorul nostru românesc și că promovăm tinerele talente care își doresc să se lanseze și să urce pe treptele muzicii populare. Foarte bine, felicitări pentru tot ceea ce faci și pentru faptul că ai reușit, chiar dacă nu ai avut sprijinul părinților, da, ai reușit în viață. Da, nu am avut sprijinul părinților, deoarece de la vârsta de 3 luni m-au abandonat într-un centru de plasament, am răzbit foarte greu. Da, i-ai întâlnit vreodată pe părinții tăi? Am fost la un post TV și de acolo tatăl meu, am dat un interviu, cum că doresc să-mi găsesc, să-ți cunoști părinții. Da, să-mi cunosc părinții, deși nu-mi doresc niciun material de la ei, adică doar financiar. Doar să-i cunosc, să-i văd cine sunt părinții mei care m-au abandonat, atât. Nu... Ce ai întrebat-o pe mama ta dacă ai cunoaște-o? De ce sau poate ea te recunoaște. De ce m-ai abandonat? De ce? Poate n-a avut condiții. Asta m-am gândit și eu, că n-a avut condiții cu să mă crească. Cu siguranță nimeni nu... Dar tu acum ai tot ce trebuie. Da, am nu tot ce trebuie. Nu vrei decât să o cunoști și atât. Da, doar să o cunosc. Pe tatăl meu l-am cunoscut. Mi-a zis situația precară, cum a fost, că nu a avut posibilități. Cum a fost întâlnirea cu tatăl tău? Foarte emoționat. De ce? Pentru că nu mă așteptam. Îmi este greu să vorbesc de este această problemă. Este ziua ta, este ziua în care e frumos să ne aducem aminte de momentele emoționante din viața noastră. Da, este foarte greu să îți cunoști părinții după 20 de ani. Atunci l-am cunoscut, eu am 28 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel și vouă. A fost o, cum să spun eu, deci nu am cuvinte încât să mă exprim așa cum se cuvine, pentru că... Povestea mea a fost greu, da, mi este foarte dacă greu să greu, vorbesc. Dacă vreau să te întreb dacă ai menținut relația nu, cu tatăl tău. Nu, nu, pentru că ei au dorit să îi ajut financiar. Asta însemnând să te-au văzut ca pe o sursă de venit. Exact, și au văzut că eu am posibilități financiare și că am un venit foarte mare, pentru că na, mă rog, cum nu, sunt? Da, nu vrem exact să vorbim despre pentru venitul că muncești la tele. Pentru că muncesc, exact. Credeți-mă, exact ca și voi, muncesc pe teren, mă duc în atenția interpreților de muzică populară și filmez în alte orașe, filmez și fac filmări pentru ca noi să difuzăm videoclipurile populare cu tinerii artiști. Dar și cunoscuți. Promovezi exact folclorul, așa cum ai spus de la început. Cum ai scris, cum ai conceput melodia pe care tocmai ai cântat-o? Gândindu-te vreau... la ce? Un mesaj pentru mama ta? Da, un mesaj pentru mama mea, pentru că această piesă reprezintă în totalitate acest text, reprezintă de ce mamă m-ai făcut. Mai bine nu mai eram. Nu, nu putem să spunem asta niciodată. Ai împlinit 28 de ani. Da, am împlinit o vârstă foarte frumoasă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că
am sănătate, că asta contează foarte mult, sănătate, că dacă nu ai sănătate, nu le poți face pe restul. Și atunci, într-un timp, am spus așa în felul următor, piesa asta care am făcut-o și o să mai vedeți, o piesă dor de mama, adică mi-e dor de mama mea, dor de, vreau să te de gândurile ei, dor de, de ce a făcut de ființa pas. Ei. Exact. De ce a făcut acest pas? Mi-este foarte greu și nu vreau să... Da. Tristețea este parte din viață. Da, este greu să-ți cunoști părinții. Eu vreau este să te greu. Întreb că tot a trecut ziua de 8 martie, dacă ai fi întâlnit-o pe mama ta. Sau dacă ea ne urmărește. Poate ne urmărește. Poate ne de urmărește acum. Cum nu ai, plângeți? Da, cum ai vă rog, fi doamnele. Ziua de 8 martie? Ce ai fi spus? Ea spune de ce ai făcut acest pas. La microfon, de ce ai făcut acest pas de a mă abandona? Măcar să știu, măi, n-am avut condiții. De, să știți că foarte greu am închinuit în casele de copii. Bineînțeles că ne băteau copiii, mă, ne puneau să spălăm sosetele, lenjerile intime. Era foarte greu pentru mine, ne puneau să pe dulap să sărim, să... Deci multe chestii care nu... Eu la vârsta aceea de 7 ani mi-a fost foarte greu să spăl un ciorap, poate pe mine nu mă spălam prea bine. Era foarte dureros și greu să concepți că ai trăit în orfelinat și că acum ești cineva în folclorul nostru românesc. Și mă bucur, repet încă o dată, pentru că Dumnezeu mi-a dat puterea de a merge mai departe, puterea de a sprijini interpreții de muzică populară, așa cum se cuvine, puterea de a face piese pentru oamenii care mă îndrăgesc ca și artist. Sunt foarte mulțumit de proiectele pe care eu le am în derulare, proiectele pe care le-am făcut pentru prietenii mei, pentru fanii mei pentru care mă îndrăgesc. Bineînțeles că, deși, ca să vă spun și vouă, eu am avut niște apariții TV care nici nu mi-aș dori să mai apar în acele scandaluri. Sunt emisiuni regizate, bine, pe... Na, nu vreau să intru în polemică, dar vreau să încerc scuze mii de oameni care mă cunosc și totodată am spus de fiecare dată unde am participat la emisiune că nu mai îmi doresc să particip la emisiuni de acest tip, pentru că, în primul rând, mi-a adus puțină denigrare a imaginii, deși mi-am recuperat-o foarte greu. Au fost niște lecții, da, prin lecții care, pe care trebuie n-aș să mai... le trecem, da, la un moment dat, da, ca să învățăm din ele. Exact, da. Pentru n-aș că... mai intra în acele emisiuni nici dacă mi-ar da 10.000 de euro. Trecutul-i trecut. Dar la noi, la Matinal și Popular, este în exclusivitate. Poți să promovezi, da, melodiile, da, tale. Este în exclusivitate la voi, la Matinal și Popular, pentru că de mult îmi doream să vin la voi, dar timpul, cum este foarte prețios pentru mine, timpul este foarte ocupat, vă rog să mă credeți în numele Domnului, nu am avut timp să ajung și astfel eu am vorbit cu Dana, pe care o salut din toată inima și o respect pe Dana, pentru că pe Dana o cunosc înainte de a veni la voi, pe Dana, și vreau să-i mulțumesc pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Vreau să spun că cu drag o să vin cu interpret de muzică populară să promovăm folclorul, să arătăm oamenilor care vizionează emisiunea Matinal și Popular la voi în cadrul televiziunii Etno TV. Noi ne bucurăm și te vom aștepta. Și este prima dată în exclusivitate la emisiunea voastră Matinal Popular și o să promit în exclusivitate pentru emisiunea voastră că o să mai vin cu soliștii de muzică populară. Noi care așteptăm cu drag are pe ce toți. Arăta pentru publicul vostru. Te așteptăm cu brațele deschise. Dragii noștri, luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim, rămâneți alături de noi. Cu petrecere și de toate, stați alături de noi. Am revenit, dragii noștri, și urmează o surpriză pentru prietenul nostru, Marius Baldovin. Aurelia Mihai nu a putut ajunge în această dimineață la emisiune, dar îi dedic o melodie extraordinar de frumoasă, cu videoclip. Este vorba despre o melodie frumoasă, de mamă, o măicuță singurea. Așadar, vrem să o ascultăm și noi, pentru că este cadoul tău din partea Aureliei pentru tine, dragul nostru Marius Baldovin, cu urările de la mulți ani. Un videoclip emoționant, dragi telespectatori, pentru Marius Baldovin. Să-l urmărim cu toți. Mulți
vrea. Căci copiii sunt departe, plecați în străinătate. Tată albă, toată ninsă, de frigul iernic cuprinsă, o măicuță singurea, sub o stria și neplângea. Toată albă, toată ninsă, de frigul iernic cuprinsă, o măicuță singurea, sub o stria și neplângea. Tairirim, liririm, lirira, tairirim, liririm, lirira, tairirim, liririm, lirira, o măicuță singurea. De tristețe nu mănâncă, copiii pe rând și strigă, căci casa fără copii e ca locurile pustii. N-are bucurie în viață, nu sunt copii acasă, o măicuță singurea, sub o stria și neplângea. N-are bucurie în viață, nu sunt copii acasă, o măicuță singurea, sub o stria și neplângea. Tairirim, liririm, lirira, tairirim, liririm, lirira, tairirim, liririm, lirira, o măicuță singurea. Eu veni copii acasă și o să fie bucuroasă. Lucrează prin țări străine, dar sunt măiculiță bine. Bătrânețea este grea, nu mai plânge maica mea. Lucrează în străinătate, s-a ducă acasă de toate. Bătrânețea este grea, nu mai plânge maica mea. Singurea. Liririm, lirira, liririm, liririm, lirira, liririm, liririm, lirira, trăie viața singurea. Căci copiii sunt cu minți și se gândesc la părinți. Tremur noi astăzi trăim, prin alte țări noi muncim. Nu mai e maică ce-a fost, nu mai plânge fără rost. Căci copiii vin acasă, se întorc în țara noastră. Nu-și uită măicuța lor, nici pentru ei nu-i ușor. Bravo, bravo! Îi mulțumim pentru această surpriză doamnei Aurelia Mihai. Sau zic să-i mulțumești tu personal, doamnei Aurelia mulțumesc, Mihai. Mulțumesc, Aurelia, pentru videoclipul acesta minunat și vreau să te asigur că întotdeauna colaborarea între noi
va fi de lungă durată, Aurelia, și îți mulțumesc foarte mult pentru acest cadou minunat pe care tu mi l-ai făcut și încă o dată îți mulțumesc mult pentru prietenia ta adevărată. Dar încă o surpriză îți va face în minutele următoare Ionel de la Cetate, pe care vrem să-l invităm aici la scenă. Ți-a pregătit o surpriză muzicală. Abia aștept să ascult piesa lui în premieră, pentru că este o piesă în premieră. Așa mi-a zis, că este o piesă în premieră. E piesă în premieră. Bun, da. Dragi telespectatori, pentru că premierele au loc la Matinal și Popular, draga mea Lavinia. Așa este, dragul meu Mihalis, premierele au loc la Matinal și Popular și zic să-l ascultăm pe Ionuț de la Cetate.
Bravo! Bravo, domnul Ionel de la Cetate! Domnul Ionel de la Cetate, mulțumim pentru această melodie. O piesă în premieră, așa cum v-am spus, o piesă o superbă. O piesă în premieră. Și noi nu ne-am putut abține să nu dansăm. Da, cu toții, dragi telespectatori, dansăm, veselia este la ea acasă, doar aici, la Matinal și Populari, și ne bucurăm că și în această dimineață sunteți alături de noi. Și vrem să vă invităm pe pagina noastră de Facebook, pe Matinal și Popular. Nu am făcut-o până acum. Noi am postat o poză și... Arătăm bine. Este arătăm selfie foarte făcut bine. De la Vinia. Da, da, da. Vrem să intrați pe pagina noastră de Facebook, să ne lăsați pe acolo Instagram. Comentariile dumneavoastră. Bineînțeles, urmăriți-ne și pe Instagram. Intrați și pe pagina de și Facebook pe pagina a prietenului Marius nostru Baldovin. Sărbătorit. Da, Marius Baldovin sau pe Marius Media Group. La mulți ani. Urați-i la mulți ani, pentru că astăzi este ziua lui, împlinește frumoasă, 28 de ani. 28 ce de n-am anișori. Dat să ne ducem și noi acolo? Ești micuț. Da, sunt micuț, dar am realizat foarte multe. Pentru că, așa cum am spus de mic, cred că am la 18 ani am început să umblu și să perindez folclorul nostru românesc. Bineînțeles că eu am făcut Școala Populară de Artă în Târgu Jiu, am fost colaborator cu Doina Gorjului, totodată imprim cu Doina Gorjului piese și bineînțeles că acum am studioul meu personal. Aia să fie foarte cu succes bine. Și să vină cât mai mulți artiști la tine, să le faci muzica și am să... Am și casa mea de producție, Marius Media Group. Să... Mai ai foarte multe. Da, puteți să... Lumea poate să intre pe pagina mea, Marius Media Group, acolo este soluția unui interpret de muzică populară care este la început. Acolo este soluția. Da. Soluția e la noi, la Matinal și Populari. Și la voi. nu, deci și la vă rog frumos, completați soluția. Eu vreau exact. Să te întreb, Marius, cum te simți astăzi de ziua ta înconjurat de atâția mă prieteni? Simt, minunat, alături de colegii mei de cântec. Și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru că au fost și sunt alături de mine și totodată am să promit în fața lor că nu o să-i dezamăgesc niciodată când vine vorba de colegialitate, de colaborare, de filmări și totodată prietenia noastră strânsă. Că asta contează foarte mult. Să ai o prietenie strânsă în folclorul nostru românesc e cam greu. Știți și voi că este foarte greu să ai o prietenie pentru că sunt foarte mulți dușmani care... Și eu am dușmani. Toți eu avem dușmani. Că nu există dușmani, există da. Doar oameni buni și în da. Fiecare om trebuie să vedem doar ce este bun, nu ce este rău. Și așa cum vă spun în fiecare zi, bunătatea este gratis, dragi prieteni, și profitați de ea cât mai mult. Rămâneți buni, calmi, că noi revenim după o scurtă pauză de publicitate. Două minute, cât clipiți de 120 de ori. Din pruncie știu ce înseamnă sărăcie. Am lucrat să-mi fie bine ca să scap din sărăcie. Am lucrat să-mi fie bine ca să scap din sărăcie. Ție-ți mulțumesc, mă, că mi-ai dat un pic din tăt, mă, din tăt bine de lumii, ca să pot ce eu trăi, mă. Din tăt bine de lumii, ca să pot ce eu trăi, mă. Cât aș avea de mult, mă,
sărăcia, nu o uit, mă. Nu uit de unde am plecat și pe-a cui m-a s-a mâncat, mă. Nu uit de unde am plecat și pe-a cui m-a s-a mâncat, mă. Când am fost mai nevoiaș, mă, în fața am făcut doi pași, mă. Din doi am mai făcut zece, am un nimeni nu mă-ntrece. Din doi am mai făcut zece, am un nimeni nu mă-ntrece. Sărăcia nu-i ușoară, bogăția te omoară. Nu le poți pune în cuvinte, nu mai îți umblă prin minte. Nu le poți pune în cuvinte, nu mai îți umblă prin minte. N-am să uit unde am plecat și cine m-a ajutat, mă. N-am să uit cine a fost și că am plecat de jos, mă. Bravo, bravo! Bravo! Dragilor, dragi telespectatori, astăzi este ziua colegului nostru și prietenului nostru drag, Georgel Nucă, la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, Georgel Nucă, te pupăm! La mulți ani, bună dimineața! Bună dimineața! Pentru gândurile voastre frumoase, să fiți și voi sănătoși, să fiți înconjurați de oameni minunați, să aveți succes în tot ceea ce faceți și vă doresc din toată inima mea să aveți numai bucurii, așa cum am avut eu astăzi și în urmă cu 3-4 zile. Și vreau să le mulțumesc și colegilor noștri din televiziune, vreau să vă pupă toți și să știți că sunt foarte emoționat pentru că nu sunt obișnuit cu astfel de momente. Așa că tuturor vă mulțumesc și vă iubesc. Uite, noi îți dorim ca începând de astăzi înainte să ai așa surprize frumoase și toate zilele să-ți fie frumoase, frumoase, frumoase. Pentru că tu ești un băiat bun, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că e mai bună decât toate. Și te așteptăm aici la noi, în platou, la Matinal și Popular, pentru că vrem să te sărbătorim. Cum îți petrești tu ziua? Am să-mi fac timp și am să vin. Vă mulțumesc încă o dată pentru că voi întotdeauna vă gândiți la mine. O puși pe Daniela Scoică, primul om din Edno cu care eu am lucrat și am lucrat foarte bine. O puși și pe Liliana Giapana. Îi salut pe băieții de acolo din regie, pe băieții din platou. Și ei sunt a doua familia mea. Așa că tuturor vă doresc numai bine și să aveți parte de tot ce este mai frumos în această lume. Toată echipa Matinal și Popular îți urează la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, petrecere frumoasă, Georgel Nucă! Cum ți-ai început ziua, vreau să știu? Cu noi, bineînțeles! Cum ți-ai început ziua, vreau să știu? Ziua mea am început-o foarte bine, pentru că am avut mai mulți prieteni care au venit la mine în vizită. La 6 dimineața? Eu sunt la un om minunat, la domnul Florin Petruș, sunt acasă pentru că... A venit la 6 dimineața? Îl salutăm pe domnul Florin Petruș. Cu soția dumnealui. Și pe soția dumnealui. Astăzi sunt în mijlocul oamenilor speciali din viața mea. Acu ești în mijlocul lor? Da, sunt alături de dumnealor. Dar la ce oră au venit, Georgel? Că eu nu, nu, el s-a dus în vizită la alții. Vezi cum se face de ziua ta? La mine au venit pe la 7 câțiva prieteni și eu acum am venit în vizită la dumnealor. A, ce frumos, ce petrecere! Deci de la 7 dimineața a început petrecerea. Da, la 6 m-am trezit pentru că știam că vin acești prieteni mei. De acum încolo la Vinia să ne facem și noi zilele la 6 dimineața. La alții acasă. La alții acasă, pentru că este cel mai... Să meargă bine, trebuie să vă treziți de dimineață. Să știți. Păi noi asta facem în fiecare dimineață, George, tu pe noi ne vaieți. Auzi, dar ție ți-e dor să te trezești?
Ți-e dor să te trezești dimineața? Măi, mie este dor să mă trezesc dimineața, pentru că cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Dar ultima vreme m-am trezit foarte târziu. Într-adevăr, noi departe ajungem. La mulți ani, dragul nostru! Să fii iubit și dragi telespectatori, nu uitați diseară, orele 20:30, Rămășac pe Folclor, alături de colegul și prietenul nostru, Georgel Nucă. La mulți ani să ai o zi însorită și frumoasă, așa cum ești tu, un om bun și cu un suflet mare. La mulți ani, Georgel Nucă, să ai petrecere frumoasă. Vă pup, vă iubesc, că rămâna. Și sănătate, noi. Mulțumesc mult! Doamne ajută, te pupăm să ai o zi frumoasă, să ai petrecere frumoasă. Și apropo de petrecere, dragul meu, Mihalis, da, petrecerea invitatului nostru de astăzi, Marius Baldovin, continuă la noi, la Matinal și Popular. Și îl punem chiar pe sărbătorit. Da. Pe sărbătorit îl punem la cântat. Marius Baldovin, sus! Sus, maratonul petrecerilor!
și de casa ce mă cheamă. Acasă mă întreabă copiii.
pasărea în zbor. Merge pentru pic de bine în țara asta inimilor. Surpriză din partea prietenei tale, Lenuța Danci. Prietenă foarte bună, foarte bună în inima mea. Este o poveste foarte frumoasă. De cât timp vă cunoașteți? De foarte mulți ani ne cunoaștem. Cred o că salutăm avem, și noi cu drag. Cred că avem 5 ani sau 7 ani de când o cunosc pe Lenuța. Lenuța m-a contactat tot așa că dorește o promovare în folclorul nostru românesc. Și uite așa am devenit foarte prieteni, foarte, foarte, foarte buni. Și ne vizităm unul cu altul. Care sunt planurile tale în 2019? Planurile mele pe 2019 să realizez cât mai multe albume pentru interpreții de muzică populară care doresc să colaboreze cu casa de producție Marius Media Group, SRL. Vreau să sprijin interpreții. Să scoatem SRL-ul din ecuație. Da, că trec la contabilitate, știu. Da. Fără salariu, da. Luni multe, dacă înțelegi ce vreau să spun. Vreau să realizez cât mai multe festivaluri de folclor, de muzică populară pentru tinerii artiști care doresc să popăsească în neamul nostru al folclorului. Am dorit să organizez și un festival, că vine vorba aici, am dorit să organizez festivalul interpretului de muzică populară care, deși a fost uitat de interpretul de Nelu Bălășoiu, dar a fost mici divergențe între unde este la azil dumnealui acolo, cu între directoarea de acolo, dar am vrut să-i ofer sprijinul de i-ai face eu festivalul acestui interpret, pentru că nu trebuie uitat. Și cum directorii de acolo au nebuniile lor și nu a lăsat să desfășor acest festival, pentru că trebuia în februarie să fie festivalul al interpretului de muzică populară Nelu Bălășoiu. Și totodată vreau să fac ceva pentru el ca să strângem niște fonduri, că știți și dumneavoastră problema și situația financiară a interpretului de muzică populară Nelu Bălășoiu, pentru că trece printr-o dramă
și nu vrem să-l uităm, ca noi interpreții care suntem în devenire, ca interpreții de mare valoare a cântecului popular, că știți și dumneavoastră foarte bine cine este Nelu Bălăciu și cine va fi în continuare, pentru că nu trebuie uitat comorile noastre ale folclorului nostru românesc. Eu sunt convinsă că dacă tu îți propui să faci lucrurile acestea, cu siguranță vei reuși. Eu vreau să știu pe plan personal ce își dorește sărbătoritul nostru. Pe că plan... vorbim așa, doar vrei pe plan profesional să scoți albume, să îi ajuți pe cei din jurul pe plan tău. Profesional... Poate te vezi căsătorit, poate vrei să faci copilași. Da, pe plan profesional vreau să scot cu orchestra Nicolae Botcros un album, deși este în derulare. În plan personal? Nu, cariera artistică profesională. Păi nu, tu zici de... Eu te întreb în plan personal. Ia te întreabă dacă ai de gând să faci un copil și să-l crești așa cum... Poate... Nu vreau să vorbesc de relația sentimentală. În plan personal, poate îți dorești să călătorești mai mult, să îți acorzi mai mult timp. Vreau să-mi acord... atenție, pentru că în luna iulie deja m-am programat în Turcia să fac o lipoaspirație, să fac o reconstrucție la față, pentru că deja, nu știu, nu mă caracterizează pe mine cum sunt și nu-mi place cum arăt. Nu te-ai gândit să încerci să intri la o cură de slăbire? Ca noi? Ba da, deci... Ca noi? Deci, azi de ziua ta să-ți propui, dom'le, intru la deci, o dietă. Lavinia, deja fac dietă cu nutriționist de 11 zile și crede-mă că am slăbit foarte multe kilograme. Bravo, deci din felicitări! 120... Multe jos! Da, ce din 127-118 kilograme, deci nu mă așteptam. Bravo, apă, shake-uri... Salate și atât, nu carne, nu pâine. Și mă simt extraordinar de bine. Doar salată, iarbă? Da. Poți să mănânci doar iarbă? Deși mi este foarte greu, greu să mănânc salate, să mănânc... Păi eu vreau o sarma, vreau o friptură, apă, vreau să simt să beau că apă, trăiesc. Să, știi, shake-urile alea care ni le dau ei de acolo și mi este foarte greu. Dar și ceaiul la dimineață, mamă, vomit, dar asta este, dacă vreau să dar ziua ta, tu bei shake și ceai, dragi telespectatori. Nu mă interesează că asta, vreau să mâncăm tort, vreau să ne petrecem așa cum se cuvine cu prietenii de cântec și să ne distrăm așa cum se cuvine. Ce dorești tu astăzi de ziua ta să mănânci ceva bun, 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 bun? Salată bulgărească. Salată bulgărească aș mânca. Salată bulgărească. Nu știu, îmi place foarte mult. Eu aș mânca un pui la ceaun. Nu, crede-mă că nu-mi place. Cu mușdei de usturoi. Crede-mă, Mihai. Și cu niște cartofi prăjiți, dragi telespectatori. Și la desert? Să simt că trăiesc... Eu sunt la dietă, dieta mea. Nu, la desert ce-ți dorești, ca să știu la să-ți desert, fac un meniu? La desert, apă plată cu lămâie. Vezi că tot la mine ai ajuns. Eu ajung la mine întotdeauna și ajung bine, pentru că astăzi, dragi telespectatori, țin dieta cu prune, mănânc de toate, mai puțin prune. Las că mănânci acum tort. Stai liniștit că mănânci tort acum. Luni ești pe prune, marți pe ananas, miercuri pe portocale și o mai vedea. Dar, Loredana, ce zici tu de Loredana Ionescu Budică, oare ține diete sau nu ține? Da, ține dietă. Uite că arată frumoasă. Alături de Music Group. N-a venit singură în această dimineață. Înainte, Mihai, vreau să dau câteva dedicații, pentru că eu uit și nu vreau să uit. Vreau să îi mulțumesc doamnei doctor Puchiu Raluca pentru dantura foarte bună, așa cum vedeți și dumneavoastră. Încerc scuze, telefonul meu sună, dar asta este. Nu l-am pus pe silențios, Mihai. Mai poate este ceva important, te rog să răspunzi. Da. E ziua ta acum, nu știu cine sună. E un interpret care trebuie să merge în o altă filmare. Bun, vreau să-i mulțumesc domnul inginer Voina, vreau să-i mulțumesc prietenilor mei, Popescu, Andreea Popescu, Nicușor, Viorel Sandu, Maria Sandu, prietenii mei care sunt alături de mine, vreau să-i mulțumesc tuturor care își colaborează cu mine, vreau să mulțumesc Victorie Bălan, vreau să mulțumesc Camelei și totodată mulți, mulți prieteni. Deci încerc scuze dacă am uitat de cineva sau colaboratorii mei. Îi saluți pe toți. Îi salut pe toți, exact. Așa, da. Nu vreau să nimeni. Zică după aceea că am uitat de ei. Și totodată vreau să toți prietenii mei care mă cunosc, vă salut de la postul de televiziune NLO TV. Eu pe doamna Biolan, pe doamna Biolan Constanța, am uitat, încerc scuze, te rog, mamă, încerc scuze, mama mea, care țin foarte mult la ea și am uitat chiar de propria mea mamă, care o iubesc așa cum se cuvine, pentru că ați văzut și dumneavoastră, el este ca tatăl meu, îl iubesc enorm pe Florin Biolan. Da, cu Loredana, ca să o punem și la cântat maratonul petrecerilor și, dragi telespectatori, Marius dedică toate melodiile pentru toată lumea. Pentru toți prietenii mei.
Te rog frumos, Loredana, un microfon. Știu că vrei să faci o dedicație. Da, vreau să fac o dedicație. În primul rând vreau să-i urez lui prietenul nostru, lui Marius, multă sănătate, multă fericire, să ajungi cât mai sus. Și în primul rând vreau să-mi cer scuze pentru răgușeala asta din voce. Vreau să fac o dedicație foarte importantă pentru puiul meu de om de acasă, pentru Ianis. Te salută, mami, și te iubește mult. Să străiască. Să străiască. Mult. Ianis, e nume grecesc, înseamnă Ion în greacă. Da. Pentru toți cei dragi, pentru consătenii mei și pentru toată lumea care ne iubește. Consătenii de unde? De la Padeș. Dragi telespectatori, pe noi. Dragi telespectatori, pentru dumneavoastră urmează să ne cânte. Te rog frumos. Loredana Ionescu Budica. Loredana Ionescu Budica. Am vrut să o las și pe ea să spună, pentru că eu am spus de trei ori, pentru că ne-a făcut, dragi telespectatori, observație. Vrea să-i se scrie tot da, numele. Da, pentru că sunt și cu formația, cu colegii. Cu music group, să știi. Exact. Am ținut minte? Da. Bravo, draga noastră, să fie veselie! Maratonul petrecerilor începe iarăși! Și frumușel, oricare mândră mă vrea să urece mașina mea. Sui sus, mândră sus, sui la nana în autobuz. La mine biletul este pentru fete și neveste. Sui sus, mândră sus, sui la nana în autobuz. La mine biletul este pentru fete și neveste.
satul meu. Copilaș privea prin lume să dau de zile mai bune. Mă cuprinde un dor greu că am plecat din satul meu. Copilaș privea prin lume să dau de zile mai bune. De la țară din noroi am plecat și eu ca voi. Unde aș fi și orice aș face, tot aici ața mă trage. Multe în viață am făcut, dar niciodată nu uit că sunt copil de la țară și-am mâncat o pâine amară. Dintr-o palmă de pământ părinții mei m-au crescut. Cu mălai trecut prinsită și turtă coaptă pe plită. De la țară din noroi am plecat și eu ca voi. Unde aș fi și orice aș face, tot aici ața mă trage. Multe în viață am făcut, dar niciodată nu uit că sunt copil de la țară și-am mâncat o pâine amară. Mi-au prins tare bine-n viață. Școală multă n-am făcut, că ai mei banii n-au avut. Dar cei 7 ani de acasă mi-au prins tare bine-n viață. De la țară din noroi am plecat și eu ca voi. Unde aș fi și orice aș face, tot aici ața mă trage. Multe în viață am făcut, dar niciodată nu uit că sunt copil de la țară și-am mâncat o pâine amară. De la țară din noroi am plecat și eu ca voi. Unde aș fi și orice aș face, tot aici ața mă trage. Multe în viață am făcut, dar niciodată nu uit că sunt copil de la țară. Oamenii ca mine care te îndeamnă la bine și petrecul căutat. Nu stau cu gândul la bani. Îmi plac oamenii de viață care au zâmbet pe față și stau cu paharul în mână. Petrec câte o săptămână. Care pe potriva mea
cu oamenii ca mine, care te-am la bine și petrecul căutat. Nu stau cu gândul la bani, îmi plac oamenii de viață, care au zâmbet pe față și stau cu paharul în mână, petrec cât o săptămână. Și nici mânie lângă unde omenie, așa-mi este pe plac mie, să fie doar veselie, nu ceartă și nici mânie. Îmi plac oamenii ca mine, care te-ndeamnă la bine și petrecul căutat. Nu stau cu gândul la bani, îmi plac oamenii de viață, care au zâmbet pe față și stau cu paharul în mână, petrec cât o săptămână. Oamenii ca mine, care te-ndeamnă la bine și petrecul căutat. Nu stau cu gândul la bani, îmi plac oamenii de viață, care au zâmbet pe față și stau cu paharul în mână, petrec cât o săptămână. Dragilor, avem o emisiune extraordinară și în această dimineață îl aniversăm pe Marius Baldovin, pe care îl invităm alături de noi pe canapea. Vino alături de noi pe turcoazică, dragul nostru Marius. Să-ți mai spunem încă o dată la mulți ani, să fii încă sănătos. Vreau să vă mulțumesc să pentru urările voastre și totodată este în premieră și în exclusivitate pentru voi, pentru că mi-am aniversat ziua de naștere.
Este frumos ca în fiecare an, fiecare om să-și aniverseze ziua de naștere, să simtă că anii se duc și experiențele care, pe care le acumulează fiecare om în parte sunt experiențe care stau la rădăcina înțelepciunii noastre. Să simți cum crești, să simți cum evoluezi și să fii înconjurat de prieteni. Da, cred că asta este cel mai important. Ești mulțumit de tine? Da, de sunt, tot ceea ce ai realizat da, până la vârsta aceasta? Da, sunt, vreau să vă spun că sunt mulțumit de ceea ce am făcut și ce voi realiza în continuare, pentru că, așa cum v-am spus, ai planuri mari. Am planuri foarte mari în cariera artistică profesională și niciodată nu am să-mi dezamăgesc colaboratorii mei și nici prietenii care mă îndrăgesc ca și artist de muzică populară. Și vreau să le asigur, cum să vă zic eu, că niciodată nu îi dezamăgesc. Okay. Să-i asigur de prietenia exact, ta și de, de faptul că tot timpul de vei fi alături de ei. Da, voi fi alături de ei întotdeauna. Eu vreau să te întreb dacă ai idoli în muzica populară românească. Da, să știți că am idoli care îi îndrăgesc foarte mult, cum este Maria Ciobanu. O iubesc și o simpatizez foarte mult pe Saveta Bogdan, care va fi alături de mine în această dimineață la aniversarea mea. O iubesc și o îndrăgesc foarte mult pe Saveta Bogdan, pentru că îmi plac piesele pe care ea le are și, nu știu, vreau să-i mulțumesc că există lângă mine oameni ai cântecului popular care au ce arăta pentru publicul țintă. Vreau să vă zic că Saveta Bogdan pentru mine este mai mult ca Maria Ciobanu, vreau să vă zic. Sunt idolul ei. Deci o iubesc foarte mult pe Saveta Bogdan pentru că are piese ce mă reprezintă pe mine. Am drăguț, mama nu știe și are multe, asta-i. Și de-abia aștept să vină și ea să mă sărbătorească așa cum se cuvine. Este deja, a venit doamna Saveta și o așteptăm în platou. Am foarte multe proiecte și cu doamna Saveta Bogdan, deja am băgat-o pe un CD-ul, deja avem foarte multe spectacole unde i-am asigurat... Veți face un duet? Da, da, voi face duet cu dumneavoastră. Uite, poate astăzi de ziua ta o să-ți promită doamna Saveta Bogdan să va face un duet cu tine. Chiar mi-aș fi dorit, dar... Aceasta să fie oare surpriza Savetei Bogdan pentru tine noi de ziua ta? Noi o provocăm, uite, noi putem să facem lucrul acesta. Nu, nu vreau să o provocați. Știi că noi în 2019 provocăm toți artiștii, toți interpreții care trec pe la noi. Nu vreau să o provocați, pentru că mi-e și rușine de dumneavoastră că am zis... Dar poate asta este șansa ta, poate că acceptă provocarea dacă tot o iubești și o îndrăgești. Nu, știi ce contează foarte mult, că este alături de mine în această zi de la ceas aniversar. Este important acest lucru pentru mine. Așa cum v-am spus, pentru mine Saveta Bogdan este... Deci pentru mine este care mă reprezintă. Îmi place piesele ei. O iubesc foarte mult. Care vrei să fie apogeul tău în carieră? Unde tinzi să ajungi? Pot să vă zic că nu-mi doresc să ajung departe. Eu vreau să fiu omul acela simplu. Omul care cu toată lumea să vorbesc. Cu toată lumea să colaborez. Nu vreau să ajung... Nu, vreau să-ți spun că nu vreau să ajung undeva sus. Unde îmi dă Dumnezeu, acolo să ajung. Pentru că eu mă mulțumesc și pentru puțin și pentru mult. Nu crezi că oamenii care spun nu vreau să ajung prea sus se limitează din start? Eu știu... Eu așa cred. Nu știu, eu nu-mi doresc să ajung. În momentul în care spui, nu-mi doresc să ajung, vise. Nu-mi doresc să fac. Stai acolo, da. Cred că trebuie ai să spunem că îmi doresc. Un om care visează, cu siguranță și va îndeplini visul. Eu cred cu tărie că trebuie am să crezi visul. Am de a-mi cunoaște mama, atât. În rest, credeți-mă. Ai idee, tatăl tău ți-a spus unde se găsește mama ta? Sau nu-și mai amintea de ea? Pentru că tu ai deschis subiectul. El zicea că este plecată în satul mare, comuna, că s-au făcut demersurile către poliția de acolo, din la Direcția și Protecția Copilului din Gorj, și totodată au făcut demersurile știi și nu au găsit-o. Da, Lazar Margareta, pe mama doamna mea. Doamna Margareta Lazar, dacă cumva, din întâmplare, în această dimineață, îl priviți pe Marius, pe fiul dumneavoastră, care își sărbătorește 28 de ani. De la ea. Da, pentru că e bine să spunem pe post. Da. Nu se știe niciodată de unde apar. Nu doresc nimic. Am toate posibilitățile pe care eu le doresc. Dacă vreau, de exemplu, să-mi iau un ceas de aur, îmi iau mâine. Dacă vreau să-mi iau o mașină, îmi iau mâine. Nu vorbim de posibilitățile. Nu vreau posibilități. Că ea poate spune că eu vreau să o caut. Nu. Deci eu vreau doar să o cunosc. Să o cunosc, să văd cine mi-a dat viață.
Să văd, măi, și care... să-i mulțumești. Poate nu are puterea să se uite în ochii tăi și să-ți probabil răspundă asta la întrebările pentru că s-au făcut, acelea dureroase s-au făcut, pe care o să-i le pui. S-au făcut foarte multe demersuri pentru a-mi găsi părinții, pentru că, așa cum v-am spus, eu de la 3 luni am fost abandonat în casele de copii din județul Gorj, orașul Târgu Jiu. Dar să știți că este foarte greu, așa cum v-am spus, este foarte greu să trăiești în orfelinate. Este dureros și cumplit să... Să sperăm că lucrurile s-au să schimbat. Să nu-ți cunoști... Da, s-au schimbat. Asta vreau să vă zic, că s-au schimbat foarte mult și succesul meu a devenit unul foarte important pentru mine, pentru că nu mă așteptam la colaboratorii mei, așa cum v-am spus, la primării. Deci nu există, vreau să vă zic, că nu există un primar care să nu mă cheme la evenimente. Nu există oameni care să nu mă cheme la anunți, petreceri, partide, vreau să spun. Te-ai gândit, Marius, că tu ești exemplu pentru copiii care sunt abandonați de părinți? Vrei să spun Lavinia, pentru că eu am făcut, am făcut facultatea condiția. De asistență socială, ca la rândul meu să ajut copiii din centrele de plasament și să oferă sprijinul de ai învățat spre drumul cum eu am ajuns, spre drumul succesului. Adică să nu se apuce de furat, să nu se apuce de alte măgării. Nu. Eu vreau că am făcut asistență socială și psihologie foarte mult. Mi-aduc aminte de etapele lui Durkheim și lui Gabriel Tard în psihologia noastră. Și zicea Gabriel Tard că învață și vei fi respectat. Învață un copil care este sărac, care nu are posibilități, oferă-i sprijinul că el îți va întoarce cu aceeași monedă. Și atunci eu așa sunt. Eu vreau să ajut oamenii, vreau să-i sprijin, așa cum v-am zis. Vreau să învăț să meargă pe un drum al succesului. Ce să nu se apuce de furat, de alte chestii. Care... Nu. Eu consider și cred cu tărie, pentru că sunt profesor și pentru că am la clasele mele și copii din centrele de plasament, că lucrurile s-au schimbat, că totul este bine acolo. Centrele de plasament de tip familial, unde copilul se reintegrează într-o... Dar eu știu că vrei să-l pui, așa cum i-ai spus mai devreme, să petrecem în continuare de ziua ta, să-l punem pe tatăl tău, între ghilimelele de rigoare. Tatăl meu adoptiv, așa îi zic, Florian Biolan. L-am cunoscut și poate să vă confirme el că eu, pentru că el, de exemplu, a lăsat muzica deoparte și eu, cu datorită mie, acest om minunat există în folclorul nostru românesc. Hai, prezintă-l tu, da. Ca pe tatăl tău adoptiv. Așadar, dragii mei prieteni, la Matinal și Popular este în exclusivitate tatăl meu adoptiv, Florian Biolan, pentru dumneavoastră, dragii mei prieteni. Și din spate rău mă bate vântul, frate, și mă pleacă la pământ. Dar eu mă ridic și cânt cântecul și dragostea. Mi-am mâncat tinereța. Din păcate a existat o problemuță tehnică, sperăm să o rezolvăm și să reluăm această melodie frumoasă. Dragul nostru Marius, vreau să ne povestești cu câți colaboratori lucrezi? În prezent colaborez cu 150 de artiști, de la A la Z, adică de exemplu de la artistul cel mai cunoscut în folclorul nostru românesc, cât și la cel mai tânăr care este de exemplu în această dimineață la noi, Daria Terteci, o solistă care își dorește foarte mult să promoveze... Sunt artiști la început de drum. Exact, da. Care își dorește să promoveze folclorul nostru românesc și are ce arăta această fetiță, așa după cum ați văzut și dumneavoastră. Piesa Nu ți-a părut rău, măicuță, și ea trece printr-o dramă neștiută, o dramă care părinții ei au debarasat-o și trăiește cu bunicii ei. Este o poveste foarte tristă și în viața ei. Și atunci această cum ai fetiță... Cum descoperit-o pe Daria? Daria m-a contactat telefonic, așa cum v-am spus. Daria, te invităm alături de noi pe Turcoazică. Te rog frumos, vino lângă noi. Deci, ai un microfon acolo. Ia un microfon, Daria. Ia un microfon. Deci, această fetiță minunată, o să vă zic că ea mai multe chestii care
nu aș fi dorit să deschid acest subiect. Vedeți, noi între noi artiștii ne iubim în cântecul nostru popular și ne exact povestim. Exact cum am spus mai devreme, Marius. Povestim, devenim exemple. Voi sunteți exemplu pentru cei care au avut aceeași soartă cu voi și ei trebuie să înțeleagă că dacă își doresc, se pot depăși. Da, așa cum am spus, ea trăiește la bunici. Așa cum piesa... Ia spune-ne, Daria. Da, mai bine să vă spun. Ia spune-ne, cum ai luat tu legătura cu Marius? Și cum ai ajuns să cânti? Păi am început să cânt de la vârsta de 4 ani, când a fost ziua mamei și am început să-i cânt. Și acum câți anișori ai? 13. Mulți înainte. Și bunicii și-au dat seama că pot să cânt și într-a 4-a m-au dat la școala populară de arte din Vâlcea. Și am făcut 3 ani. Ce s-a întâmplat cu părinții tăi? Păi, s-au divorțat când aveam 2 ani jumătate și m-au luat bunicii. Și te-au luat bunicii. Bunicii tăi se uită la noi în acest moment? Da. Îi salutăm? Mama este acasă, tata este aici în platou. Tata este în platou, îl salutăm pe tataie. Să mă trăiască. Nu minunat, niciodată nu mă refuză când doresc. Și pe mamaia cum o cheamă? Lenuța. Lenuța. Da. Doamna Lenuța, vă salutăm. O pupăm pe doamna Lenuța de acasă. Și pe tata, să fiți iubită și fericită. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să puteți să o creșteți și cu siguranță veți fi tare mândri de ea, pentru că Dumnezeu vă va răsplăti. Și niciodată la Vinea nu am să o uit. Din contră, vreau să o promovez, să o aduc în... cât mai mult în folclorul nostru românesc. Și în casele telespectatorilor. Da. Pentru că este un copil bun, cu ochii mari. Un copil mari. Minunat, un copil ce are să arate oamenilor care se uită în această dimineață la păi. Vreau să-mi spui când te-ai apucat să cânti muzică populară, dar după o scurtă pauză de publicitate. Dragi telespectatori, revenim la maratonul petrecerilor, dar și la povești de viață emoționante. Am revenit, dragi prieteni din publicitate, suntem la Matinal și Popular alături de prietenul și colegul nostru Marius Baldovin, sărbătoritul zilei de astăzi, dar și de Daria, o micuță foarte, foarte talentată, nu mai ești micuță, pentru mine ești micuță, pentru cei de acasă ești o adevărată artistă în devenire. Mulțumesc! Felicitări, Daria, vreau să-mi spui cum te-ai apucat de cântat. Păi, când eram mai micuță, cum v-am spus, bunicii și-au dat seama că pot să cânt și de când m-au dat la școală... Cine cântă dintre bunicii tăi, bunicul sau bunica? Niciunul. Niciunul? Niciunul. Dar tu cântai prin casă, muzică populară. Cântece de copii, când eram mică, așa. Când am mai crescut, am început să cânt muzică populară. Ai început să cânti muzică populară. Și cum a intervenit această relație cu Marius? Păi am fost împreună cu grupul Moștenitorii din Pietrari. Dacă vă uitați, vreau să vă salut. Și domnul Marius a făcut o filmare la Pitești și ne-a invitat pe noi. Și de acolo am luat legătura cu domnul Marius. Și uite așa a început. Uite așa a ținut legătura cu mine permanent. Și da. Vine tot la filmările mele. Și melodiile cine ți le compune? Eu. Tu ți le compui singurică? Da. Ce te inspiră să compui aceste melodii, care sunt foarte frumoase și foarte autentice? Păi mă inspir din viața mea, viața altora, cum... Așa cum ne-ai interpretat cântecul pentru mamă, clar te-ai inspirat din povestea ta de viață. Da. Și este într-adevăr un subiect delicat, dar eu mă bucur că tu ești o fată puternică. Mulțumesc. Și cel puțin noi nu observăm pe chipul tău o urmă de tristețe, pentru că în acest moment tu îți trăiești bucuria de a fi aici la noi în platou la Matinal și Popular. Și eu cred că părinții tăi, dacă te văd, poate că ar trebui să se mai gândească încă o dată, pentru că ești un copil bun, ești un copil talentat, dar Dumnezeu va avea cu siguranță grijă de tine. Lavinia, îmi cer scuze că intervin în vorba voastră, să știi că părinții ei nu sunt de acord cu ajutorul pe care eu îl ofer Darii. Deci că de ce tot o promovezi foarte mult în muzica populară și totodată Daria poate să vă confirme acest lucru și nu este ok din punct de vedere ca părinții ei să nu o lase.
Aceste aspecte sunt destul de nerelevante. Important este că Daria este un copil minunat. Daria cântă muzică populară și are niște bunici extraordinari pe care cu tot dragul îi felicităm. Să știi care. Dar, în continuare, dorim să-l punem la cântat pe domnul Florian Biolan. Și din spate rău mă bate vântul, frate. Și mă pleacă la pământ, dar eu mă ridic și cânt. Cântecul și dragostea mi-a mâncat tinerețea, măi. Sără pe sub grui, niciun folos nu avui, măi. Rămăsei cu cântecul, ca lupul cu urletul. Cântecul și dragostea mi-a mâncat tinerețea, măi. Ți-am cântat și tu lume m-ai uitat. Mi-a fost greu, m-ai lăsat, măi. M-ai lăsat ca să mă sbat ca peștele pe uscat. Cântecul și dragostea mi-a mângâiat inima, măi. Bravo! Bravo! Dragi telespectatori, avem o surpriză pentru Marius în această dimineață. Este ziua lui, împlinește 28 de ani și nu putea să lipsească de la petrecerea lui prietena lui dragă. Așa cum ne-a mărturisit și mai devreme, urmează și un duet împreună pe care vrem să-l vedem probabil aici la Matinal și Populari, dar până atunci să-i spunem bună dimineața prietenei noastre dragi, prietenei noastre de suflet, doamnei... care deja zâmbește și vine cu toată energia la noi în platou. Doamna Saveta Bogdan! Mai râdeți un pic, vă rog, mai râdeți un pic să-mi faceți ziua, să rămână.
nu sunt bună băiatul cu smântâna, dar sărut mâna. Te iubesc. Și noi vă iubim pe dumneavoastră. Bună dimineața. Bună dimineața, dragii mei. Bine ați venit. Bine v-am găsit, dragii mei. Bine te-am găsit, Marius Baldovin, am zis bine? Da, da. Măi, Mariusică, eu acum, pentru că s-a intrat în post de astăzi, dragii mei, să ține post. Și vă rog să țineți toate post, să nu mai fiți răi, să fiți buni. Pentru că răutatea o atrageți asupra dumneavoastră. Eu atrag binele și vreau să vă fie bine. Și lui Marius, eu ți-am adus o iconiță cu măicuța Domnului să te binecuvinteze și să aibă grijă de tine. Să ai grijă de tine. Vă mulțumesc pentru acest cadou minunat. Și să ajungi un mare artist, așa cum eu îmi doresc. Și dragii mei telespectatori, eu știu că râd, dar sunt persoane care le place foarte tare că râd. Eu sunt unul. De exemplu și mie. Nu, ne place râdul dumneavoastră, doamna. Și dragii mei, am vrut să ajung unde sunt azi. Sunt, dragii mei, sunt iubită, sunt pe toate posturile, nu mai fiți invidioase, că vă iubesc! Da. Mai ales eu vă iubesc enorm de mult, de-aia v-am chemat în această zi de naștere. Mulțumesc, la mine, să fiți alături de mine. La mulți ani, să trăiești, să fii sănătos. Dumnezeu cu tine și tot înainte, cu colegii noștri, pe care eu doamna Saveta, susțin. Tot doamna înainte!
Pe turcoaz, da, dragul zică... meu, să știi că piesele astea și asta și cealaltă sunt imprimate cam prin 63. Prin și așa 1963. Da, deci abia venit să București, aveam, nu aveam chiar 20 de ani și uite că le-am imprimat și văd că Dana Scoica, îți mulțumesc, m-ai scos de la arhivă. Păi... V-a scos de la naftalină, doamna Taveta. Exact, piesele cele două, care sunt piese foarte frumoase, eu le-am refăcut și, mă rog, un ansamblu de la Cluj, sunt foarte frumoase. Ce unghii frumoase aveți, doamna Taveta. Păi, da, Dana Scoica, are grijă de mine, ia uite. De cât timp a trecut? Păi e o lună. Cred e o lună. 5 săptămâni, doamna Saveta. Da, sau 5 săptămâni. Ai dreptate tu, așa este. 5 săptămâni. Pe ce să mai eu zic, să mai facem o programare să. Da, de să Paști neapărat. Să vă mai provocăm încă o dată. De Paști? Păi nu, de înainte de Paști. O salutăm și pe Alina, o pupăm. Alina, te iubim. Te iubim, dragă. Să știi că are o mână de aur. Ai mâna de aur, Alina. Te iubesc și mi-a intrat la sufletul meu, așa cum este și producătoarea de aici, tot la sufletul meu și Liliana și toți. Îi iubesc rău. Mă, dar vreau să mai spun la mulți ani lui Georgel Nucă. Georgel Nucă, să trăiești la mulți ani, să trăiești și să fii sănătos. La mulți ani, Georgel Nucă, la mulți ani colegului nostru. Am vorbit și cu el în această dimineață. Oh, i-am transmis bine, la mulți ani, așa bine. Cum fac colegii buni și dragi lui, că noi așa suntem este. Aia. Lui, dar, și lui Baldovin, Marius Baldovin, îi doresc și lui la fel. Dar lângă Marius Baldovin a venit o doamnă să-i spună la mulți ani. Oh, ce drăguț! Doamna Elena Teodorescu! Oh, bine ați venit! Bună ziua, dragilor! Bună dimineața, bine ați venit! Bă, eu zic bună ziua pentru că eu m-am trezit de la 5:30 și spre rușinea mea am ajuns abia acum. Și noi tot traficul. Atunci ne-am trezit. Dar de unde veniți, doamnă, dacă v-ați trezit dintr-un la 5:30? Și am făcut niște... Popat. Drumuri și prin prelungirea Ghencea, Coafor, alea. V-ați mai oprit? Traficul. Da, ce bine arătați, ați mulțumesc venit la frumos. Petrecere, doamnă. Mulțumesc frumos. Vă rog. Stai o secundă să-ți dau și ție, Marius, un microfon, te rog. Dragule, eu ți-am adus un ceai. Oh, mulțumesc. Să fii sănătos. De mușețel, sper că este. De mușețel? De mușețel. Pentru că el este la dietă. Da, așa la dar astăzi îți spuseai, nu, excepție. Astăzi excepție, te rog. Că nu este la dietă. Ce asta face Elena Teodorescu? Mulțumesc frumos de la foarte bine în sus. Ție îți doresc să fii sănătos, fericit, iubit și să ai multe, multe, multe realizări și evenimente și să mă chem și pe mine. Da? Da. Iar tuturor
invitaților, scuze, bună doamnelor, domnilor și tuturor celor de acasă care se uită la noi, multă, multă sănătate, fericire și să nu uităm totuși că este luna martie, este luna iubirii. Astăzi am venit cu o melodie de muzică ușoară, de dragoste. De dragoste, muzică ușoară. Care eu dedic soțului meu. Soțului, dar și lui Marius și, pe Bogdan. Și lui Georgel Nucă. Bineînțeles, la mulți ani și domnului Georgel Nucă, domnului și prietenului nostru drag Georgel Nucă. Dragi telespectatori, eu zic să ascultăm o melodie de dragoste, o melodie, o muzică ușoară cu Elena Teodorescu, dedicație pentru toți. Să ascultăm. Bate dorul la ușă zadar, dar fi iubirea un vis pierdut, aș fi uitat de primul tău sărut, dar altfel crede inima și pace numai cum vrea ea. Eu ce pot să-i spun și cum să mă opun, s-o cert în zadar. Că s-a îndrăgostit atâta doar. Te vrea mereu numai pe tine și de aceea te doresc mai mult ca oricând, doar tu îmi ești în gând. Iar chiar dacă greșesc, n-am cum să mă feresc. Nu știu decât atât, numai atât. Te iubesc. Dar fi iubirea un fulg de nea, s-ar stinge rece în palma mea. De-ar fi iubirea numai un scurt popas, de mult pe drum uitat ar fi rămas. Dar altfel crede inima și pace numai cum vrea ea. Eu ce pot să-i spun și cum să mă opun, s-o cert în zadar. Ea nu are habar că s-a îndrăgostit atâta doar. Te vrea mereu numai pe tine și de aceea te doresc mai mult ca oricând, doar tu îmi ești în gând. Iar chiar dacă greșesc, n-am cum să mă feresc. Nu știu decât atât, numai atât, că te te fac mireasă.
și cu stelele ne veghează nopțile mari. Tăi, dar aș vrea să fii ai mei, măi. Mândră ochișorii tăi, dar aș vrea să fii ai mei, măi. Mândră tu mi-ești tare dragă, aș vrea să te fac mireasă. Luna și cu stelele ne veghează nopțile mari. Vin o seara la portiță ca să-ți dau dulce guriță. Lumea dacă m-ar vedea, o să-mi strice dragostea, mă. Mândră tu mi-ești tare dragă, aș vrea să te fac mireasă. Luna și cu stelele ne veghează nopțile, mă. După tine mă topesc, măi. Mândruță frumoasă ești, după tine mă topesc, măi. Mândră tu mi-ești tare dragă, aș vrea să te fac mireasă. Luna și cu stelele ne veghează nopțile, măi. Mândră tu mi-ești tare dragă, aș vrea să te fac mireasă. Luna și cu stelele ne veghează nopțile, măi. Bravo! Bravo! La mulți ani, Marius Baldovin. Foarte frumoase melodiile tale. Doamna Saveta Bogdan este extraordinară, dragi telespectatori. De fiecare dată când vine la noi, are o energie pozitivă și cu râsul dumneai molipsitor ne bine dispune. Așa este, râd, dar eu vreau să bine dispun pe toată lumea care se uită la noi acum în clipa asta. Vă dau toată energia mea și toată iubirea mea și toată dragostea mea. Dar țineți post, dragii mei, că țin și eu. Încerc și eu. Doamna Saveta, ne bucurăm că sunteți printre noi astăzi. Și eu vă mulțumesc. Și eu mă bucur foarte mult că este vă mulțumesc mine. Foarte tare și vă iubesc tare pe toți, începând de la poartă până la... Păi până la prezentatori. Până cameraman, la așa mai departe. Dragii mei telespectatori, dacă ați pune mâna pe la vine, să vedeți ce rece, ce sinceră este și ce suflet curat are. Viperă. trăim, doamna Saveta, trăim. Noi avem o surpriză pentru sărbătoritul nostru de astăzi, pentru Marius Baldovin, pentru că face 28 de anișori și vrem să-i spunem cu toții la mulți ani! Să intre surpriza! Să-mi trăiască, da.
am nevoie de fapt. Este topul! Șampania! Este topul, să știe, la mulți ani! La mulți, la mulți ani! La mulți ani, Marius! Să fii vă mulțumesc sănătos, foarte mult pentru fericit. Această surpriză și încă o dată vreau să vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și colegilor mei care au fost în această zi alături de mine la acest aniversar și încă o dată vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă iubesc tare mult pe toți! Bravo, felicitări. Și noi îți mulțumim că ne-ai ales pe noi să petreci această zi frumoasă, minunată, că ți-ai adunat toți prietenii să veniți în platoul nostru la Matinal și Popular și sunt convinsă că veți reveni cât promitem de curând. Că o să ne mai revedem la emisiunea voastră și totodată o să aducem și alți artiști ai cântecului popular, așa cum v-am spus, o să aducem la voi în emisiune. Mi-a plăcut, a fost atmosferă foarte frumoasă. Dar nu, nu s-a terminat. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Stați alături de noi, revenim repede. Am revenit, dragii noștri, suntem la Matinalii și Populari. Ne dorim foarte tare să vă mulțumim încă o dată pentru audiențele pe care le-am avut și săptămâna trecută și vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare dimineață de la orele 9 la orele 12. Totodată vă rugăm și vă informăm că dacă doriți să petreceți ziua de naștere, nunta, botezul, cununia, orice, o puteți face la noi în platou pentru că vrem să continuăm maratonul petrecerilor. Scrieți-ne și veniți pentru că noi știm să vă sărbătorim ca la carte. Așadar, vă adunați gașca de prieteni și veniți să petrecem aici la noi la Matinal și Popular. Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Din păcate, ce este frumos, repede se duce, nu-i așa, Mihalis? Dar noi vă așteptăm și mâine dimineață de la ora 9 până la orele 12 să continuăm maratonul petrecerilor. Dați-mi voie să mulțumesc sponsorilor noștri din acord pentru sunet Masaya Decoration Style. E tradițional românesc atelierul Iuliei Martinescu de la Ponoarele. Fac o paranteză, vreau să-i transmit Iuliei Martinescu casă de piatră în acest casă weekend. De piatră, s-a draga căsătorit. Noastră. Casă de piatră, să fiți fericiți, dragilor. Mulțumim, Mademoiselle Atelier, Cofetăria Claus și Nea Vasile Cozonac. Încă o dată, la mulți ani, Marius Baldovin. Și eu vă mulțumesc foarte mult și nu mă așteptam la acest cadou al dumneavoastră, din partea dumneavoastră și încă o dată vă asigur că o să mai revin în platoul Matinal și Vă așteptăm Popular. Pe toți cu drag și cu brațele deschise. Mulțumim, doamna Saveta Bogdan! Mulțumim, eu vă mulțumesc, doamna Saveta Bogdan! Și producătoarei noastre, cea dragă, pe care o iubim, îi mulțumesc! Mulțumim fiecăruia invitat în parte, vă mulțumim și vă mai așteptăm pe la noi. Și vreau în finalul acestei emisiuni minunate, în care te-am aniversat și te-am sărbătorit pe tine, Marius Baldovin, să ne spui ce dorință ți-ai pus când ai suflat în cele două lumânări din tortul cu poza ta. Sincer, multă sănătate. Multă sănătate. Atâta mi-am dorit. Multă sănătate. Nu mi-am dorit nimic decât sănătate. Eu zic să-i rugăm pe fiecare în parte, pe invitații tăi, cei care au vrut să fie alături de tine. Să-ți mai ureze încă o dată la mulți ani sau să-ți transmită un gând bun. Da, Marius, în ciuda faptului că tu ai avut o viață grea, așa cum ai spus, tu ești înconjurat de mulți prieteni care te iubesc. Și noi ce putem să spunem decât să ți se îndeplinească dorința să fii sănătos și să ți se îndeplinească și pe plan profesional, încă o dată la mulți ani și tot ce-ți dorești tu să-ți devină realitate. Mulțumesc! Alex? La mulți ani, drag prieten, multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor și fie ca prietenia noastră să dăinuiască peste ani și ani. Cu mare drag, mulțumesc! Elena? La mulți ani încă o dată și când ne-o fi mai rău să ne fie ca acum. Dă microfonul mai departe. La mulți ani, Marius, îmi pare bine că sunt alături de tine și îți promitem că o să-ți fim alături și de acum încolo. Mulțumesc, Loredana? La mulți ani încă o dată, Marius, multe realizări, la mulți ani și din partea colegilor mei. Mulțumesc mult! Multă sănătate și să fii optimist în viață. Așa să fie. Tăticul adoptiv. Tăticul adoptiv, vreau să mă aud. Cele mai mari emoții. Tăticul meu.
Emoțiile au fost înainte, când am fost la prima dată la interviu, la Târgu Jiu. Acum emoțiile au mai trecut. Ne bucurăm dacă v-au trecut emoțiile. La mulți ani, fiul meu adoptiv, multă sănătate și tot ceea ce îți dorești să ai parte. Mulțumesc, tată, te iubesc. De la Madrid. Și n-am să te dezamăgesc niciodată. Florian Biolan. Daria. La mulți ani și sănătate, că mai bună decât toate. Mulțumesc. Bravo, mult. Daria. Felicitări, Daria, felicitări bunicilor tăi. La mulți ani spun și eu bunului meu prieten Marius și mulțumesc că m-a invitat astăzi să fiu alături de alți artiști și sper să ne mai revedem. Vă mulțumesc și vouă de la Erno TV pentru frumoasa prezentare. Și am ales această melodie special care se potrivește lui Marius. Felicitări și mulțumesc, te mai așteptăm mult, cu drag să dăm microfonul și instrumentiștilor care au fost la înălțime în această dimineață. La mulți ani, domn Marius, toate cele bune, sănătate, că e mai bună decât toate și sper să colaborăm să-ți găsești, în continuare, să-ți găsești, cum așa se cuvine. Și părință. Da. Să-ți găsești. Doamne ajută. Mulțumesc mult. Așa cum ți-ai dorit. Mulțumesc mult. Mergem mai departe. La mulți ani, Marius, cu sănătate și sper să-ți cântăm și la nuntă, ce să mai. Da, bravo! Mulțumesc mult! Vreau să fac în primul rând o urare bunicilor mei, doi oameni minunați care m-au crescut și care mi-au dat ambiție în viață. Așa, ei sunt din comuna Pristol, județul Mehedinț. Și în al doilea rând vreau să-ți urez la mulți ani să fii ambițios. Ambiția e pe primul loc în viață. Doamne ajută să fim ambițioși cu toții. Ne revedem și mâine dimineață. Nu uitați, bunătatea este gratis. Îi spunem la mulți ani lui Marius Baldovin, iar în încheiere, draga mea Lavinia. Dragul meu Mihalis, dragii noștri prieteni, ne cântă doamna Saveta Bogdan. Noi vă așteptăm mâine dimineață de la ora 9 să continuăm maratonul petrecerilor. Se închinăm cu noua dus la mulți ani, să petrecem zi și noapte, la mulți ani cu sănătate. Să petrecem zi și noapte, la mulți ani cu sănătate. La mulți ani paharul sus, mă, se închinăm cu noua dus. Și chefuiesc la mulți ani, sufletul mi-l răcoresc la mulți ani. Sus paharul cu jinaz, măi, și se uităm de necaz, măi. Sus paharul cu jinaz, măi, și se uităm de necaz, măi. Astăzi beau și chefuiesc, măi, sufletul mi-l răcoresc. Lângă o nevastă frumoasă la mulți ani, sus paharul fiecare, să chinăm cu micul mare. Sus paharul fiecare, să chinăm cu micul mare. Să aveți voie bună în casă, lângă o nevastă frumoasă. Retinii eu mi-aleg la mulți ani. Cine eu cu suflet mare, rămâne om până moare. La mulți ani cu sănătate și de